La inițiativa redactorilor postului Roman 24, arhitectul de origine romașcană Gheorghe Ionașcu a deplasat la Roman cu prilejul simpozionului internațional Basarabia, străvechi pământ românesc, o interesantă expoziție de fotografii expusă pentru o zi în holul primăriei intitulată Moldova, spațiu al credinței, culturii, istoriei și tradițiilor prin fotografia de arhitectură. Fotografiile au fost realizate de arhitecți români care au vizitat anul trecut Republica Moldova. Eu sunt cu origini basarabene. În 44, în august, părinții au fugit din calea trupelor de ocupație cu ultimul tren. În gara la Ploiești am fost ajuns din urmă de trenul cu artilerie rusească și, fiind arhitect, am mijlocit acum vreo 3 ani încheierea unui parteneriat, un acord de colaborare între Asociația Culturală Pro-Basarabia și Bucovina, care are 26 de ani de activitate, și Uniunea Arhitecților din România, în conducerea căreia sunt de asemenea. Și pe București, că Bucureștiul e mare, are 1200 de arhitecți, membri a Uniunii Arhitecților. Expoziția s-a născut după o excursie care am organizat-o tot eu, văzând că colegii mei nu știu de Basarabia, nu știu de cetățile Soroca, Tighina, Bender, cum îi zic rușii. Am făcut excursia aceasta și am vizitat, până la urmă n-am reușit să vizităm cetatea Tighina, ci numai Soroca, dar am vizitat și două mănăstiri, Căpriana și Saharna, care sunt citadele de rezistență a românismului și ortodoxismului în Republica Moldova. Impresionante sunt fotografiile realizate de arhitecți în marele crame ale Basarabiei. Am vizitat două crame vestite, care pentru ei sunt niște puncte turistice de atracție, mai ales pentru străini. Este vorba de crama de la Cricova, care are peste 50 de kilometri de galerii la 100 de metri adâncime, cu cele mai bune vinuri, inclusiv schimburi de vinuri cu Europa. De asemenea, crama de la Milești Mici, care are peste 200 de kilometri de galerii încrucișate. Galeriile astea s-au săpat la începutul secolului 19-20 pentru scoaterea pietrei necesare construcțiilor din Chișinău și din alte orașe. Din cauza asta, ulterior, văzând ei că temperatura în galerie este de 7-8-9 grade, ideală pentru conservarea vinului, au organizat vinăriile respective, au făcut și săl de protocol. În centru cramei de la Cricova există un pateu de străzi cu nume, strada Ligote, strada Murfatlar, strada Cotești, cu trotuare și cu semafoare. În cramele moldovenești există extrem de multe elemente de patrimoniu cultural basarabean. Acolo își păstrează vinurile de colecție mulți șefi de state din Europa. La fel de interesante sunt și monumentele arhitectonice din capitala Republicii Moldova, Chișinău. Sunt șefi de state care au acolo în vitrine rezervate colecțiile lor de vinuri, care le țin tot acolo și vin din când în când și iau pentru sărbători, pentru Anul Nou, Crăciun, Paște, din toată Europa și din lume. Foarte interesante și reprezintă elemente de patrimoniu cultural istoric care se pot etala și care ar îmbogăți și România dacă s-ar uni, când se va uni cu Republica Moldova, cu România. De asemenea, construcțiile din Chișinău sunt construcții vechi. Un arhitect de origine cehă, Bernard Daci, care la începutul secolului, între cele două războaie, a modernizat Chișinău și a construit principalele palate ale guvernului, ale președinției, ale academiei. Acum este o echipă de arhitecți din Moldova care fac construcții moderne pentru patronii de așa. Am primit de la arhitectul Iure Povar un album cu cele mai frumoase construcții din Chișinău. În ultimii ani există un parteneriat științific între Uniunea Arhitecților din România și cea din Republica Moldova. Am înlesnit parteneriatul Uniunii Arhitecților din România, care are peste 3.000 de membri, cu Uniunea Arhitecților din Moldova, care are 300, în jur de 300. Am făcut schimb de vizite anul ăsta. În ultimul weekend din februarie am invitat un grup de arhitecți din Republica Moldova care a venit aici și a asistat la aniversarea 125 de ani de la întemeierea Societății Arhitecților Români, care se face întotdeauna în primul an simpozion la aula Bibliotecii Centrale Universitare și în a doua zi cu balul arhitecților.
fraților, cea mai boemă și mai vestită petrecere din București și din România. La Roman au fost expuse 30 de tablouri realizate de arhitecții români în excursia de lucru făcută în Basarabia, panouri conținând sute de fotografii ilustrând patrimoniul cultural și arhitectonic al țărilor surori, care merită cunoscut și de romașcani.